Vorbeam despre un spectacol care va fi la Sala Palatului pe 21 octombrie. În memoria lui Dan Spătaru. Iar Floriana este chiar acum alături de Sida Spătaru. Bună, Floriana! Bună, Diana! Bună, Florin! Bun găsit, dragi prieteni! Nu există nuntă sau botez în România fără melodiile lui Dan Spătaru. Dacă ar fi trăit, artistul astăzi ar fi împlinit 79 de ani. Așa cum spuneai și tu, Diana, lângă mine se află doamna Sida Spătaru. Bun găsit, doamna! Această dată, 2 octombrie, bănuiesc că este o dată specială pentru dumneavoastră. Da, 2 octombrie înseamnă ziua, ar fi însemnând astăzi ziua lui Dan, care ar fi împlinit 79 de ani. Întotdeauna am sărbătorit această zi de 14 ani de când nu mai este printre noi. Sărbătorim totuși, îl sărbătorim. De acolo de sus cred că ne vede, pentru că de fiecare dată am avut în primul rând până acum festivalul de la Megidia pe 2 octombrie, care s-a ținut de 14 ani, nu, de 13 ani, pentru că nu se mai face, de aproape 2 ani nu se mai face la Megidia. Și atunci am spus că să facem totuși să nu rămână această zi neînsemnată pentru noi și pentru Dan, să facem un spectacol la Sala Palatului, care pentru Dan a însemnat enorm de mult. Sala Palatului vroia înainte de atunci când era bolnav, vroia să facă un spectacol la Sala Palatului, cu să invite toți colegii lui și să fie cu orchestra în spate, că asta i-a plăcut lui toată viața să cânte, pentru că așa se cânta de fapt pe vremea aia, acum mai ușor. Și, dar nu s-a gândit nimeni decât el, a dispărut dintre noi și eu am făcut, am reușit să-l fac, am ținut cont de această doleanță lui și am făcut, după 2 ani de zile, am făcut un spectacol la Sala Palatului care a avut un succes enorm, pot să spun, a durat 5 ore, cu toată crema dintre artiști, toți colegii, absolut toți, a fost super, da, superlativ. Și așa că de data asta încercăm din nou să facem același spectacol și vrem să aibă același răsunet, tot cu colegi de-a lui Dan, foști colegi de-a lui Dan, care sunt lângă el și au fost tot timpul. Și chiar dacă nu e, dar spiritual, el există între noi și știu eu muzica lui, adică șlagăre care el le-a lăsat, ne-a lăsat un tezaur, vreau să spun. După 40 și ceva de ani, încă se mai cântă melodiile lui Dan și cam toate au fost șlagări, așa au fost compuse de compozitori care... Și nu, de fapt Dan spunea, eu o iau dacă pot să fac din ea un șlagăr, altfel refuza. Frumos, dar refuza, vedea, nu mi se potrivește mie, dă-o altcuiva. Și de fapt așa a fost. Dacă le luăm la rând, toate au fost șlagăre. La vremea respectivă, toate au fost șlagăre. Și au rămas șlagăre care, mine mă bucură foarte mult, le preiau și cei tineri. Cei tineri care adoptă o altă muzică, e normal, că n-am rămas pe loc. Dar mă bucură foarte mult că încă se mai cântă muzica lui Dan Spătaru, chiar și de cei tineri. În 30 de ani a strâns foarte multe amintiri. Spuneți-mi, vă rog, cum era Dan Spătaru acasă, în intimitate? Acasă era așa de puțin și când venea cu flori. Casa era totdeauna plină cu flori. Lui plăceau, de fapt, pe autograf scrie așa, unul din autografe, îmi plac florile și oamenii. Cât de multe flori aveam în casă, că având spectacol, vă dați seama că nici nu putea să le aducă pe toate acasă, că nu aveam unde să le aducă. Dar el avea piața chiar lângă noi. Și trecea, aducea câte un buchet de flori și nu mai aveam unde să le pun și zice, de ce ai cumpărat? Că uite, asta era Dan. Dan era un romantic și un familist convins. Mulțumim mult de tot, așadar nu ratați pe 21 octombrie, veniți aici la Sala Palatului. Florin, Diana, înapoi.